De sâmbătă până luni, armata sudaneză a oferit o fereastră de 72 de ore pentru evacuările personalului diplomatic străin al ambasadelor SUA, Marii Britanii, Franței, Chinei și Italiei. Ciocniri sângeroase au avut loc săptămâna trecută între forțele armate sudaneze și forțele de sprijin rapid, un grup paramilitar puternic. Armata SUA a finalizat cu succes evacuarea ambasadei americane din Sudanul devastat de război, a declarat președintele Joe Biden. Forțele de sprijin rapid, grupul paramilitar sudanez care luptă cu armata Sudanului, a emis o declarație susținând că a ajutat la evacuarea diplomaților străini. Luptele din Sudan au izbucnit la Khartoum pe 15 aprilie, după ce au apărut dezacorduri între șeful armatei Abdel Fattah al-Burhan și Mohamed Hamdan Dagalo, comandantul forței de sprijin rapid, cu privire la modul în care ar trebui să fie condus Sudanul. Comentând situația din Sudan, cunoscutul autor creștin-evreu Amir Tsarfati a spus că instabilitatea Sudanului trebuie urmărită din perspectiva profeției din Ezechiel, care prezice că în vremurile din urmă o coaliție de țări se va forma împotriva Israelului. Din acea coaliție face parte și Sudanul, țară majoritar musulmană care era cunoscută în antichitate ca făcând parte din ținutul mai larg al Etiopiei. Tensiunile recente dintre China și Statele Unite ale Americii asupra Taiwanului sunt mai mult decât un simplu război asupra unor teritorii. Este un război pentru cel mai important producător de chipuri din lume. Chipurile sunt practic creierul electronicii moderne. 92% dintre toate chipurile sunt produse în Taiwan. Atât China cât și America doresc să controleze cel mai mare producător de tehnologie avansată din lume. Viața noastră este remodelată de noile tehnologii, începând de la cele mai simple aspecte ale vieții până la cele mai complexe. Chiar și arta războiului modern se bazează în foarte mare măsură pe inteligența artificială oferită de noile sisteme avansate de calcul. Microchipurile și semiconductorii fabricați în Taiwan sunt utilizați la avioanele de luptă de ultimă generație F-35 și într-o gamă largă de arme și sisteme de apărare de profil militar din Statele Unite ale Americii. Întrucât întreg ecosistemul tehnologic al lumii funcționează cu aceste chipuri, asta face ca Taiwanul să fie punctul zero pentru războiul chipurilor dintre Statele Unite ale Americii și China. Cine va câștiga războiul chipurilor va domina viitorul. America investește miliarde de dolari pentru a aduce producția și cercetarea de chipuri înapoi în Statele Unite, dar efortul este uriaș, dacă nu chiar imposibil în acest moment. Camera reprezentanților, controlată de republicani, a adoptat la sfârșitul săptămânii trecute un proiect de lege pentru a proteja drepturile sportivelor de sex feminin, blocând atleții transgender să concureze în sporturile feminine. Republicanii spun că este vorba despre corectitudine și protejarea femeilor și fetelor de concurența neloială cu bărbații biologici. Această măsură apare în momentul în care cel puțin 20 de state americane au impus protecții similare pentru fete, blocând sportivii trans de la competițiile sportive pentru toate nivelurile, atât semiprofesioniste cât și profesioniste. Sondajele arată că majoritatea americanilor sunt de acord. Washington Post și Universitatea din Maryland au constatat anul trecut că 55% dintre americani se opun ca sportivii transgender să concureze în sporturile din liceu pentru fete, iar 58% se opun la nivelul universitar și cel de performanță. Proiectul de lege are mici șanse să treacă de Senatul SUA, controlat de democrații, iar administrația Biden merge mai departe cu un plan de a proteja sportivii transgender. Peste 1300 de lideri ai Bisericii Anglicane s-au adunat în orașul Kigali din Rwanda pentru conferința globală anglicană sub tema La cine să mergem? Subiectul principal al întâlnirii a fost în jurul puternicei rupturi din interiorul Bisericii Anglicane. A fost respinsă cu o largă majoritate o moțiune adoptată de Sinodul General Anglican care le permite să binecuvinteze cuplurile homosexuale care sunt căsătorite civil. Președintele conferinței anglicane, Foley Beach, a declarat în discursul său principal de luni seara, cităm, cu inimile zdrobite trebuie să spunem că până nu se pocăiește arhiepiscopul de Canterbury, nu îl mai putem recunoaște ca primul dintre egali, încheia citatul. Arhiepiscopul Ben Ruashi al Nigeriei a subliniat în propria lui declarație că noua poziție a Bisericii Angliei cu privire la căsătoriile civile, cităm, este tulburătoare pentru mulți anglicani. Nu căutăm dezbinare, ci mai degrabă vrem să promovăm misiunea lui Dumnezeu în lume, încheia citatul. Cei prezenți au propus un dialog de reconciliere cu restul bisericilor anglicane, subliniind că, cităm, diviziunile actuale în comunitatea anglicană au fost cauzate de abateri radicale de la Evanghelia Domnului Iisus Hristos, încheia citatul.